super oferte de la companiile Arax și Zebra TV. Conectează-te la internet și televiziune digitală și beneficiază de 5 luni gratuit. La colectarea unui singur serviciu, beneficiezi de 2 luni de abonament gratis. Pentru detalii, 022-838-000, website-urile arax.md și zebra.md. Ioan, salut! Cum decurg pregătirile către meci cu Tiraspol? Pregătirile decurg în mod normal. Am făcut acum un antrenament. Am făcut ceva tactic, antrenament destul de ușor înainte de meci și sperăm într-un rezultat cât mai bun pentru noi. În pauză de campionat, tu alături de mai mulți echipieri ai fost convocat la echipele naționale. Echipa a mai avut un amical cu Milsami. Cum crezi? Această pauză a avut un efect pozitiv sau negativ asupra echipei? Spre echipe a avut un efect pozitiv, deoarece am schimbat terenul, am trecut de pe artificial pe natural, am avut 2 săptămâni să ne acomodăm, plus noi practic de la meciul cu Milsami, timp de 1 săptămână ne-am antrenat împreună și practic, nu și-a spus cuvântul, pauza și băieții care au plecat la selecționate. Dacă s-ar putea să-mi dai opinii mai detaliate despre următorul adversar, cum vezi această echipă, antrenorul, jucătorii cheie? Este o echipă care și-a schimbat stilul de joc, a trecut într-un stil mai, cel puțin anul trecut jucau cu român centru, controlau mai mult mingea, acum s-a schimbat antrenorul, au venit alți jucători, de când a venit antrenorul nou a început să joace mai ofensiv, mai rapid, mai tare. Am avut un amical cu ei în iarnă, am jucat 1-1 la ei în manej. E o echipă bună, puternică, organizată, care se bate pentru cupele europene. Ce așteptări ar trebui să aibă suporterii care vor veni pe stadion la meciul de mâine? În primul rând aș vrea să vină într-un număr cât mai mare, să ne susțină și așteptările, nu știu, să facem un meci cât mai frumos pentru ei, deoarece jucăm pentru ei. Cum crezi, care poate fi cheia succesului în meciul de sâmbătă? În primul rând să fim o echipă, să fim uniți, să îndeplinim toate sarcinile impuse de antrenor și cred cu ajutorul suporterilor, suportul lor, terenul de a jucăm acasă, sper într-un rezultat mai pozitiv. Și la final un mesaj pentru suporteri? Vă așteptăm la stadion și avem nevoie de suportul vostru, la fel care l-am avut la fiecare meci.